Un al patrulea investitor ar fi interesat să investească în Rovinari, zonă în care mii de oameni și-au găsit un loc de muncă în ultimii ani. Problema este însă legată de terenurile pe care autoritățile locale ar trebui să le pună la dispoziția oamenilor de afaceri. Robert Filip a declarat că nu a găsit deschidere la conducerea complexului energetic Oltenia pentru a prelua activele sociale de care compania nu se folosește, pentru a le pune la dispoziția comunității și vrea să-i aducă problema la cunoștință, inclusiv viitorului ministru al economiei. Localitatea Rovinari nu mai dispune de prea multe terenuri pentru a le oferi viitorilor investitori interesați. Din acest motiv, primarul este foc și pară pe conducerea complexului energetic Oltenia. Și într-adevăr suntem în discuții și cu un al patrulea investitor, dar deocamdată suntem în căutare de teren, de a face planurile pentru a schimba destinația unei suprafețe mari de teren. Și deocamdată n-aș putea să vă dau mult mai multe detalii, doar știu că în momentul de față Rovinari ar trebui să aibă șomaj aproape de zero. Cine nu vrea să muncească, nu muncește. Iar de aici încolo nu cred că mai avem nici foarte multe posibilități legate de suprafețe de teren. Filip este dispus să ajungă până la viitorul ministru al economiei, dacă este nevoie, pentru a-i aduce la cunoștință situația. Au făcut demersul la toți miniștrii. Din păcate, singurul care a înțeles a fost domnul Petcu. Domnul Anton nu l-a interesat de Gorj, pe cei de la CEO nici în cot nu-i doare de ce se întâmplă cu acele terenuri care stau în paragină, care ar putea să aibă valoare, iar sperăm că noul ministru care va veni va vrea să facă ceva. Poate noul ministru al economiei va fi deschis ca să-și dea seama că niște incompetenți de la complexul energetic Oltenia țin niște active pentru care puteți taxe și impozite, în loc să le dea comunităților locale să poată să facă pe ele orice, chiar dacă cultivăm porumbi. După ultima investiție, peste 300 de rovinăreni își vor găsi un loc de muncă. În total, 3 afaceriști au investit la Rovinari, creând mii de locuri de muncă.